Salutare, dragi și dragi, eu sunt Adina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit, bine ați revenit pe canalul meu. În cazul în care sunteți noi, nu uitați să vă abonați, lăsați-mi și gândurile voastre în comentarii, pregătiți-vă pentru un nou giveaway, pentru că în curând o să fac un nou giveaway și o să vă dau alte două dintre parfumurile mele. Trebuie să mă gândesc, cum am spus și în video-ul trecut, pentru că între timp tot nu am fost contactată de una dintre câștigătoarele de la giveaway și în video-ul trecut eu v-am spus că aș vrea să fac din nou extragerea, însă dacă mă gândesc mai bine, cred că voi raporta premiul, așa că o să-l pun din nou la giveaway. Poate este altcineva care nu a văzut primul giveaway, dar între timp s-a abonat și poate ar vrea să participe ca să-l câștige. Bun, am terminat cu introducerea. Așa cum ați citit și în titlu, astăzi o să vă vorbesc despre experiența mea cu un parfum tester. Unul la unul cu originalul. Chiar așa se numea grupul de pe care l-am luat. Ce m-am gândit eu anul trecut, prin noiembrie sau decembrie, nici mai țin, nu, în decembrie. În decembrie m-am gândit să cumpăr un parfum tester slash unul la unul cu originalul, să văd exact ce naiba înseamnă parfum tester. Eu știam că este un parfum fake, așa cum am făcut la un moment dat și un short pe YouTube sau Reel, cum neapă se numește. Am cumpărat acest parfum, el a costat foarte puțin, a costat 100 și un pic de lei. Parfumul este Loving Black de la Creed. E un parfum care mie îmi place, la un moment dat a trecut prin mâna mea și un parfum despre care eu am crezut că este fake. Ulterior, tot așa luat de pe un grup, ulterior discutând cu tipa de pe grup, ea mi-a spus că este o variantă mai veche, motiv pentru care arată ceva mai diferit. Eu nu l-am ținut pentru că în continuare mie mi s-a părut că e ceva dubios la mijloc și l-am dat mai departe. Persoana care l-a cumpărat și-a asumat tot ce am spus eu și a avut încredere în ce a spus moderatoarea de pe grup, motiv pentru care eu nu mai am pe acela. Însă eu am o mostră din Creed Loving Black de la cineva din UK și am reușit cumva să testez, să fac diferența între cele două. Deci știu cum miroase Creed Loving Black, știu cum ar trebui să arate. Deci cumva parfumul îl cunosc. Motiv pentru care am zis, ok, aș putea să cumpăr un parfum unul la unul cu originalul din parfumurile de designer, dar n-ai mai fi impactul atât de mare. Hai să încerc să cumpăr un parfum care este atât de scump, încât diferența de preț poate să fie atât de mare. Un Creed Loving Black variantă oficială, cred că poate să coste și 1400 de lei, iar acesta a costat 100 și un pic de lei. Bun, ambalajul, persoana care mi l-a vândut, sunt sigură că nu era o firmă, nu era, era o persoană fizică cu care, mă rog, nu știu de unde l-aveam, pentru că eu am discutat cu persoana respectivă pe Facebook și coletul, el mi-a fost trimis de pe OLX, fiindu-mi trimis de pe OLX, mă rog, nu pot să zic că am dat atenție, dar haideți să vi-l arăt. Concret, el a venit așa, în acest ambalaj, s-ar putea să vedeți pe fiica mea pe acolo prin spate cum încearcă să se pună pe jos. Ambalajul a venit așa, Loving Black, aici, gata, a fugit. Scrie din nou Loving Black, Creed, însă, probabil nu se vede sau nu vedeți voi atât de bine, acest Loving Black, aici sunt niște urme, vopseaua este foarte proastă și aici sunt niște urme, ca niște pete de vopsea. Scrie Made in France, inflamabil, nu știu ce, și aici este lista de ingrediente. Eu mai am aici pe masă alte 4 parfumuri, am această cutie de la L'Herbolario, ăsta este un parfum din farmacie, am cutia de la un parfum arabesc, de la acest Silk Oud, de la Ahmed Almaghribi, și am această cutie de la Marc Jacobs Perfect Intense. De ce le-am adus pe toate acestea? Pentru că, și cred că ar trebui să aduc și un cutia de la un parfum de nișă, să văd ce am, s-ar putea să am MFK-ul. Am adus și cutia de la acest Maison Francis Curjan Pluriel. Bun. Și să ne uităm, să vedem exact dacă ingredientele
de pe cutie, pentru că ingredientele pot fi diferite la acesta. Ingredientele sunt la fel. Ca să nu stau eu să le citesc, pentru că sunt... stau foarte prost la capitolul pronunție ingrediente de așa natură, o să vă pun câte o poză din fiecare ca să vedeți cumva care ar fi diferențele în materie de ce anume conține un parfum de genul acesta. Riscurile la care vă supuneți în cazul în care cumpărați sau alegeți să cumpărați un parfum de genul acesta sunt foarte mari. În primul rând, deși cumpărați un parfum care este tester, voi nu știți exact dacă acesta este un tester original sau oficial sau o variantă care vine de la Creed. Asta este prima variantă. A doua, aceste parfumuri, parfumurile în general conțin ingrediente care, dacă nu sunt folosite cum trebuie, fiind sintetice, îți pot da anumite erupții pe piele. Ăsta este un alt risc la care vă supuneți în cazul în care alegeți să comandați astfel de parfumuri. Al treilea, și cred că cel mai este faptul că de cele mai multe ori aceste parfumuri conțin apă și urină. Da, sună foarte dar sunt foarte multe parfumuri de genul acesta la care voi nu știți exact care este sursa, care conțin urină în ele. Nu știu cum cineva s-ar putea da cu așa ceva și din acest motiv vă recomand, cred că cu toată căldura, nu cumpărați un parfum tester de pe orice grup, chiar dacă cunoașteți persoana respectivă. Dacă nu este un parfum tester ca, mă rog, cele de pe Parfumo, să zicem, pentru că știu că de acolo lumea mai cumpără testere. Am cumpărat și eu la un moment dat un tester, un parfum tester, dar l-am vândut. Cred că riscurile acolo sunt mai mici. Însă, dacă alegeți să comandați de pe un grup, așa, aiurea de Facebook, să zicem, un grup care se numește Tester 1 la 1 cu originalul, sau așa se numește grupul de pe care l-am luat eu, nu... Din punctul meu de vedere, vă puneți în pericol. Vă puneți în pericol sănătatea, pentru că substanțele volatile care poate există în acest parfum, nici nu știu, pentru că eu l-am pulverizat o singură dată pe o hârtie și cam atât. Desigur, nu vă imaginați că el miroase ca parfumul de la Creed. Nu are absolut nicio treabă. Sticla, din punctul meu de vedere, partea asta, aș putea să zic că arată asemănător. Aici sunt foarte multe diferențe, scrisul are multe diferențe, funda aceasta la Creed nu arată așa, la Love in Black. Asta este o combinație, sticla, pulverizatorul este complet diferit și desigur și capacul, mie mi se pare că este oribil, e groaznic din toate punctele de vedere, dar motivul pentru care eu am comandat acest parfum și am vrut să fac acest video a fost cumva să atrag atenția asupra faptului că astfel de parfumuri care sunt testere 1 la 1 cu originalul nu ar trebui cumpărate, pentru că vă pune sănătatea în pericol. Desigur, fiecare face ce vrea cu banii lui, desigur, nu sunt eu cea care să vă spună pe ce să dați banii, însă dacă ar fi să aleg între o porcărie de genul acesta și un parfum arabesc, care este o clonă a ceva, aș prefera să aleg un parfum arabesc, pentru că, deși parfumurile arabești au multe ingrediente sintetice, măcar știi ce este acolo, măcar l-ai cumpărat de la un producător autorizat, măcar acesta are anumite standarde pe care trebuie să le respecte, însă o astfel de porcărie îți poate pune foarte tare sănătatea în pericol. Și dacă, nu știu, toată viața ta ai folosit astfel de parfumuri și te trezești la 30-40 de ani că ai alergii sau că ai astm, asta poate să fie o cauză. Desigur, eu nu sunt un cadru medical, astea sunt doar părerile mele, așa cum am spus de fiecare dată, tot ce spun eu aici pe canal sunt strict părerile mele personale. Bun, nu știu dacă a avut sens ceea ce am spus aici, ca să vă spun acest parfum, eu o să-l arunc, pentru că nu are rost sau... Dacă nu o să-l arunc, cred că o să desfac pulverizatorul ăsta, o să-l sparg cumva și o să folosesc asta doar pe post de o vază, cred, pentru că e din sticlă. Bun, da, deci este o tâmpenie parfumul ăsta, nu dați, dacă vreodată veți vedea un parfum care el în mod normal costă 2000 de lei și îl găsiți pe un grup numit Testere, parfumuri tester, cu 100 și un pic de lei, nu,
n-are rost. Mai bine cumpărați-vă un parfum de la Oriflame sau un parfum de la Avon sau un parfum arabesc sau un decant sau un ambalaj de poșetă dintr-un parfum pe care îl preferați decât să dați banii pe așa ceva. Pentru că odată întrețineți această piață neagră. M-am făcut și eu, dacă stau să mă gândesc, dar hai să zicem că eu am făcut-o doar în scop educativ. Și vă pune și sănătatea în pericol. Bun, cam atât pentru astăzi. Lăsați-mi gândurile voastre în comentarii. Pa, pa!